Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorumbac și vă prezint știrile publica.md. 6 minori au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o parte din tavan a căzut peste ei. Incidentul a avut loc duminică la un sanatoriu pentru copii cu probleme de sănătate din orașul Ceadăr Lunga. Potrivit primarului localității, 3 victime au fost internate la spital. Minorii au suferit leziuni ușoare, iar viața lor este în afara oricărui pericol. Persoanele rănite au vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Mii de tone de apă sunt furate anual din izvoarele subterane și apoi vândute. Acest lucru este însă interzis prin lege. Potrivit actelor normative, în localitățile în care funcționează sisteme publice de alimentare cu apă, este interzisă utilizarea resurselor subterane. În municipiul Chișinău, inspectorii întreprinderii Apă Canal au constatat în urma unor verificări că mai mult de 60 de agenți economici exploatează puțuri de apă în scop comercial. Străinii care vor încălca regimul de ședere în Moldova vor putea achita amenzile la frontieră. Acest lucru va deveni valabil și pentru alte contravenții dacă modificările propuse de Ministerul de Interne vor fi aprobate de guvern. În prezent, străinii care au încălcat legea se aleg cu un proces verbal și plătesc banii prin bancă atunci când ajung în țara lor. Va merge acasă la copiii săi. Curtea de apel a suspendat pedepsa Victoriei Pruteanu, femeia care și-a înjunghiat mortal soțul care o maltrata. Când cea mai mică fiică a ei va împlini 8 ani, Victoria se va întoarce în închisoare pentru a-i spăși pedeapsa de 3 ani și 8 luni. Statele europene vor coopera mai strâns în domeniul politicilor de apărare în cadrul NATO. Un plan ce prevede acest lucru a trecut de Parlamentul European. Aceasta presupune că Uniunea Europeană va investi mai mult în misiuni militare și că blocul comunitar va miza mai puțin pe protecția Statelor Unite ale Americii. Calamitățile naturale nu mai contenesc în lume. În timp ce Peru se confruntă cu secetă care a dus la incendii masive de vegetație, Panama este cuprinsă de ape în urma uraganului Otto. 3 oameni, printre care și un copil, au murit acolo, luați prin surprindere de inundații și alunecări de teren. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.